Doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună, la un eveniment cu valoare de unicat, un eveniment în care ne reîntâlnim cu Dorel Găină, un nume ce în momentul de față nu mai are absolut deloc nu mai are nevoie de prezentări speciale, un nume pentru care vorbește o activitate de peste 50 de ani. Mai mult ne întâlnim cu arealul pe care îl propune maestrul Dorel Găină și spun mulțumim pentru areal, mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru acest nou proiect. Și eu mulțumesc pentru prezența ta și desigur că mă bucur că am ocazia să te ascult, fiindcă de fiecare dată prezența ta ca vorbitor și mărturisitor și în viața civilă, cum a spune și la expoziție, este invitația de a merge împreună cu tine într-o călătorie imersată în înălțare sau în coborâre, în tărâmuri, în cer sau în lumi fantastice, fiindcă ești acel personaj care înainte de a vorbi, poate chiar și înainte de a gândi ce va vorbi și a simți, se documentează, o documentare pe care o admir, pe care sunt fericit și bucuros că sunt îngăduit să o însoțesc, iată, ca auditoriu și pentru care, desigur, te și invidiez cu multă prietenie. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, spunea Dorel, începem o călătorie, dar în această călătorie veți fi de acord și va fi și Dorel de acord, rolul important, rolul cel mai important vă revine dumneavoastră, revine publicului, privitorilor, pentru că voi sunteți invitați să deslușiți sensul sau atribuirea de sens. Sartre scria la un moment dat în imaginer următoarele: ceea ce își are originea în lumea vizibilă dintr-o fotografie e întotdeauna gata să dea naștere unei lumi imaginare. Putem lua absolut orice lucrare din arealul lui Dorel Găină, pentru că structura imaginii cere privitorului, privitorilor, să depășească granițele vizibilului, pășind în lumea imaginarului. Astfel, aceste spuse, areal este un proiect îndrăzneț. Este un proiect îndrăzneț despre relația dintre artă și realitate. Despre o relație în care vorbim despre mediul și uneltele artistului, despre subiectele abordate, despre obiectivitate și subiectivitate în imaginea fotografică și, nu în ultimul rând, despre fotografia ca limbaj. Putem afirma că în areal artistul evidențiază și, de fapt, merge pe două planuri, realul, realitatea subiectului, respectiv realismul tratării subiectului într-un stil aparte, de fapt, fără exagerare, putem spune că vorbim despre brandul Dorel Găină, ușor de recunoscut. Dorel Găină, brandul arealului astăzi, această fascinantă călătorie într-o lume reală, dar și într-o lume imaginară, o lume care te invită la cunoaștere. Da, voi începe prin a spune, ascultând vorbele tale, că de fapt poate nu sunt un brand, sunt mai mult o oglindă, o stare de reverberație și de reflexie a tot ce se întâmplă în jur, de la punctualitatea școlilor de fotografie din Cluj, din România și iată de pe noile platforme virtuale, fiindcă pe mulți fotografi din România sau din străinătate i-am cunoscut fără să-i cunosc doar prin operele și gândurile lor puse la dispoziție pe platformele virtuale. Și în același timp este vorba de starea aceasta de împletire între bucuria unei prezentări și reprezentări, dar cu îngăduirea făcută cadou în dar, cum este spațiul și atmosfera de la Centrul de Cultură Urbană Turnul Croitorilor sau din alte locuri în care sunt astfel îngăduiți artiștii, îngăduirea libertății de experimentare chiar la fața locului, o stare de atelier, de laborator și chiar de tainiță alchimică, care este foarte generoasă.
Probabil că ceea ce ne doare ca artiști, lipsa unui calificat cadru instituțional sau măcar structurat privat de galerii, de curatori, de punere în valoare chiar și de finanțare a operelor de artă, fiindcă ce se întâmplă în România este la stare de pluralitate insulară, dar nu de continent și nu de teritoriu închegat, încă din perioada ceaușistă și, îndrăznesc să zic, și din cea tardiv-stalinistă, este și garanția acestei libertăți aflării lumea artistului, fără a fi condiționat de spațiul comanditar și de ispitele, desigur, unui trai mai bun. Dar revin la ceea ce ai spus tu, da, iată, este o experiență generată de provocarea de a expune în această săptămână la Turnul Croitorilor, cu libertatea de a expune ce-mi doresc și cum doresc, și în care un proiect, la mine proiectele iară sunt generic, foarte, foarte haotic instalate în structura mea de indisciplină, de fapt, că de disciplină nu pot vorbi. E o indisciplină controlată. Exact. Și o indisciplină parteneriată ca într-un partener. Asumată parteneriată. Spun că întotdeauna ceea ce ador foarte mult, dansul de pereche, dansul de tango, dansul pasional, chiar dacă nu știu face ca și dans și exersa ca și dans, dar îl exersez în filozofia și fapta mea artistică. Ei bine, arealul a pornit mai demult din discursurile pe care le am și din care, iată, e al treilea discurs despre starea de real și de transreal, de transfigurare, transcedere sau metamorfozare a realului prin actul artistic, respectiv prin cel al imaginii tehnice, al fotografiei, iar arealul este acea invitație la o călătorie de joc între trecerea dinspre real, spre declinările de real, ireal, suprareal, subreal, meta, mega-real, transreal, știu eu ce alte adjective sau prefixe se pot pune în fața cuvântului real ca să-l trimită spre simbol, spre semnificație, spre jocul dintre arhetip și inovare și noutate. Arealul, cu jocul pe care vezi l-ai sesizat și tu, se referă la un cojur, la un perimetru, la un teritoriu în care stările de real, acea mărturisire de credință a fotografiei, care în primul rând se dorește o reprezentare a evidențelor de real, este invitată să se elibereze în sensul cel mai plenar, în a investiga și prezenta realul și altfel, realul așa cum îl percepem noi, fiindcă nu este acea evidență de real tactilă, chimică, fizică și poate metafizică. Materială. Exact. O stare de areal în care imaginația noastră, simțirea noastră, oricât de ar vrea să fie de exactă, raportată de realitate, nu poate opera decât cu subiectivitatea eului interior, a egoului genuin și, desigur, a acelei stări de aflare a noastră în social, în cultural și în datele dintre înălțarea, să spunem, aparținerii de univers și dintre imersia care va fi cea definitivă, cea de întâlnire cu țărâna din care se spune biblic că suntem făcuți. Desigur că este un discurs care pare la prima vedere doar un act de expresivitate artistică și este conținut în expresivitate artistică, dar este o încercare ca prin această expresivitate să pot porni o sugestie și o modelare de iluzie către mișcarea din încremenirea de privire și simțire de real spre o stare de curgere de timp, de cum spune blaga de trecere și petrecere în timp și în spațiu. Am o întrebare și ea se referă la culoare și nu întâmplător. Am luat fiecare lucrare în parte. Am privit-o și într-un plan general foarte ofertant. Turnul Croitorilor îți oferă această posibilitate. De data aceasta față de tot ceea ce ai expus înainte, în absolut toate lucrările, culoarea dominantă este verde, verde cu toate nuanțele lui.
Dar în aceste nuanțe, verdele merge până și la negru. Negru la rândul lui dezvoltă un gri, dar nu avem, repet, nu avem roșu, nu avem galben. Nu găsim decât vag pe aici pe acolo un albastru. Verdele este foarte cald, invită la calm, la liniște, la seninătate. Chiar dacă pare un, și este de fapt un verde după ploaie sau poate înaintea ploii. De ce această, sau de unde această opțiune de data aceasta pentru verde? Inclusiv în zonele de ceață, de imaginar, de areal, avem verde. Mai închis sau mai deschis, dar e verde. E una din opțiunile de trăire de fotografie și existare într-o fotografie, fiindcă, da, sigur, culoarea vorbește despre plenaritate, abundența și cornul abundenței și revărsarea de cornul abundenței a lumii asupra noastră, cu îngăduire de simțuri încununate de simțul privirii și al vederii. Dincolo de aceasta avem oferta aceasta de sinteză și poate și de un fel de arhetip biologic în care ființa umană nu vedea decât alb-negru sau monocrom, cum se întâmplă cu multe din viețuire actuale, din regnul animal. În același timp, jocul acesta de reducție de la culoare spre alb-negru, dar dus spre nuanță de monocromie, la mine, în cazul de față, este parafrază la titlul unui film românesc, pe care recunosc că nu l-am văzut, dar mi-a plăcut filmul, prin anii 80, îi spune Drum în penumbră. Drum. Este asemenea unei călătorii fascinante prin umbra pădurii, care este în primul rând dominată de acest verde genuin, de verdele matcă, e verdele clorofilă, e verdele vegetație, verdele nesărăciei, nu? Fiindcă Sahara nu prea este verde. Este prea mult verde. Vorba asta, exact, să rămână și a mai rămas ceva. Ai accentuat treaba asta și de aceea roșul, albastrul, restul culorilor sunt propuse ca discret invitare la sentiment și nu la evidență. Dincolo de aceasta, jocul acesta de verde cu declinările lui mi-a permis și o incursiune într-o tehnică anume în care cadrul static, fotograma fotografică, care nu este trecută în videografie sau în cinematografie printr-o alternanță de ritm care creează sugestia și simularea de imagine, atenție că nici o videografie și nici o videografie... Trecerile sunt totuși subtile. Exact. Sunt prin tehnică sugerate aceste alunecări de neclaritate. Patinări, de fapt. Sugerează o stare de mișcare, iarăși de conexiune partizană la ceea ce Blaga numea trecerea și petrecerea prin timp. Desigur că lucrurile acestea se întâmplă și accidental. Privind accidental ceva, o mișcare, dacă aparatul nu este bine reglat, dacă viteza cu care trece ceva prin fața obiectivului aparatului creează starea aceasta de la început despre uneltele artistului și exact, atunci vii la vorba mea, exact. Aparatul, reglarea lui, lentilele. Da, dar de data aceasta este o opțiune care o practic și în fotografia directă. Eu îi spun în zona de transfotografie, dar mi-am temperat zicerea, fiindcă colegul meu, Moris, totdeauna mă întreabă ce se înțelege prin transfotografie și nu pot încă să explic așa încât să accepte și el. Și de-aia vorbesc de colaj transfotografic deja, dar când mă refer la transfotografie, este acest parteneriat foarte, foarte de dans tango pasional cu aparatura, cu instrumentarul tehnic, în care folosești inclusiv zona de defect și de neperformanță pentru a mărturisi despre evidențele de real, nu pentru a fi martor, ci pentru a documenta, ci pentru a povesti. Și pot să dau un exemplu, cele trei imagini al lui Robert Capa despre debarcarea din Normandia sunt fotografii avariate din punct de vedere tehnic și care în mod normal ajungeau la coș. Dar sunt încărcate cu atât de multă expresivitate încât au rămas iconice,
pentru acel eveniment dramatic, în ciuda faptului că el are încă vreo 10-20 de fotografii exacte în zona aceasta de reprezentare cât mai exactă, cât mai spre mimetică a evidențelor de real, sau că agențiile de presă americane care au fost prezente au mii de filme și de fotografii foarte exacte, foarte dramatice, dar niciunele nu pot da de pe piedestal cele trei greșeli fotografice comise de Robert Capa în parteneriat cu emoțiile, cu frica și cu ineficiența tehnică și mecanică a aparatului de fotografiat. Și atunci vorbim iarăși despre povestire vizuală, povestim despre faptul că suntem într-un moment al societății umane care poate citi mult mai plenar o imagine tehnică, fie fotografică, fie videografică, fie cinematografică, fiindcă la începutul fotografiei, în acel triumfalism de a o considera ca campionul exclusiv al calității de martor asupra reprezentării evidențelor de real, orice fotografie mișcată sau neclară ajungea la coș. Da, dar de la începuturile fotografiei am ajuns la creativitate. Da, dar care există de când lumea, fiindcă ceea ce vedem întotdeauna vârful icebergului și noroc că nu suntem Titanicul să culisăm datorită faptului că el. Nu suntem atenți la ce se întâmplă, fiindcă restul icebergului, restul din taina care nu se vede, este de o bogăție și de o dimensiune benefic incomensurabilă, fiindcă atât de multă fotografie anonimă de la început se descoperă și acum, cu experimente, cu colorizări, până a apărut fotografia culor sau cu teribile și dramatice încercări. Mă gândesc acum la orele de teren, mă gândesc la orele de laborator, mă gândesc la orele de perfecționare în mers ale procedeelor pentru a ajunge la creația artistică. Da, dar asta iarăși, cum spuneam mai înainte, se datorează unei fericite... Ca să nu mai vorbesc despre ochiul educat, da, în ce scuze. Rămână. Ochiul educat face multe. Încep prin starea aceasta de benefică și de fericită întâmplare a aflării de grupuri care lucrează și pentru tine, ca în cei trei mușchetari. Unul pentru toți pentru unul. Și în care se întâmplă ca această conectare informațională, de multe ori nici măcar nepartenerială sau necolaboratoare, să scurteze mistuirea de etape de care ai nevoie ca să ajungi la această stare, poate nici nu de maturitară, de excelența ochiului gânditor pe care l-ai spus tu și din care, desigur, dacă tot ai ajuns, e bine să începi să împărtășești și tu. Fiindcă, iarăși, Leonardo da Vinci spunea despre pictură că este una coza mentale, o stare de gând, o stare de gândire. Același lucru este despre, sau se poate spune despre orice stare de reprezentare a ceva, fie că vorbim de literatură, de muzică, de arte plastice sau despre fotografie sau cinematografie, fiindcă, de fapt, ceea ce ajunge să fie vârful icebergului este o lungă călătorie a gândului spre faptă. În această lungă călătorie, normal, ne întâlnim cu alternanțele cromatice. Am amintit adineori. Am observat aceste alternanțe cromatice creează un echilibru între lumea reală și cea ireală. De asemenea, ajungem la echilibru prin jocuri de reflexie, ajungem la echilibru prin jocul umbrelor, pentru că l-avem, prin colaje, ce spuneai tu la un moment dat, colajele naturale deja existente în fiecare fotografie în parte și, practic, toate împreună, aceste alternanțe cromatice, dau valoarea lucrării. Greșesc? Nu, dar este o valoare care trebuie să treacă de niște furci caudine, de niște bariere, are simțirii și lizibilității vizibilului făcute de un public general sau de un public expert. De-aia am spus că misiunea importantă de data asta revine publicului. Exact, îți mulțumesc pentru că ai spus acest lucru.
Ceea ce sper eu pe de o parte să se întâmple este faptul că numirea de raportări la evidențele de real, un car, o stâncă, o apă, un om, o statuietă, un porumbel, să ajute la această călătorie spre zona de interpretare a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, o interpretare care de fapt o propune, îndrăznesc să-i spun, acest proiect, arealul. Fiindcă vorbeai de nuanțele de culoare, sigur, ispita este mare, fiindcă, hai să zic... Cum de n-ai fost, mă scuz, că da, îți duci ideea, cum de n-ai fost ispitit, revin, la niște pete, un roșu, un galben, chiar și așa, într-un colț, într-o zonă neutră a lucrărilor? Hai să spun că aici este o problemă, să spun de frumos, egoism, autorial. De ce? Fiindcă acum da, 2 ani... Da, numai tu nu poți vorbi de egoism, nu ești genul. De-aia am zis frumos și nevinovat, să-i spunem și nevinovat, fiindcă acum 2 ani, tot la turnul croitorilor, am expus dincolo de dincoace și dincoace de dincolo, care era chiar, cum să zic, un strigăt cromatic exacerbat, totul era pe o culoare, pe un festival al culorii care... Iarăși mă refer la o stare de Sud-America și de scritori sud-americani, concura celebrul carnaval de la Rio de Janeiro, urmând că anul trecut să am ultra-realul, care era doar pe alb-negru. Știu. Și atunci, cumva, atât de firesc, având această... De la ultra-real a venit ultra-realul. Și dincolo de dincoace, între culoare și alb-negru, a venit... jocul acesta de subtil, de monocromii, dar dominate de felul în care verdele ni se arată în lumină sau în umbră, deci un verde în penumbră, cum am mai spus. Un verde crud. Te-aș corecta dacă nu te superi, nu este un verde crud, este un verde crunt. Am înțeles. Sol Leiter scria la un moment dat, fotografia îți permite să înveți, să privești și să vezi. Începi să vezi lucruri la care nu le-ai dat atenție înainte. Și pe măsură ce fotografiezi, lumea devine mult mai bogată, suculentă, vizuală. Ne întâlnim cu această lume bogată, suculentă, vizuală, în arealul tău. Hai să vorbim despre lumea ta, deci despre subiect de data asta, prin lume înțelegând subiect, pentru că avem diverse, avem obiecte, avem oameni, am văzut într-un loc o biserică, lucrurile nu stau pe loc, am văzut flori, deci faună și floră. Te ascult, Doraș. Aș împărți răspunsuri în două, să încep cu partea ultima a răspunsului, stric ca să nu o uit. Și deja am uitat-o, să încerc să ne aduc aminte pe parcurs. Această diversitate de subiecte vine deodată din arealul de data aceasta topologic și fizic, perimetral, pe care îl bântuie fizic, propriu-zis. Da, care înseamnă, în primul rând, cu poftă de depărtare și de vecinătate, dar cu posibilități de proximitate. Și nu doar acum, de când depinde un baston, am o poveste care este revelatoare pentru felul în care fotografiez eu și cei care fac ca mine, împreună cu soția mea, Gheren Dionico. În 1980 am participat la o tabără cu fotoclubul Nufărul la Rieșeni. Și toți participanți am hotărât că mergem pe jos, peste munte, peste deal, până la peștera Scărișoara, o vizităm și ne întoarcem. De pornit am pornit cu toții, cu aparate, cu tot. Și eu cu Ani, cu atât am fotografiat în sat și până în marginea satului, încât ei s-au și întors și ne-au prins încă fotografiind la periferia satului, n-am ajuns să mergem mai departe. Fiindcă, desigur, în fotografie, dacă nu ești atent la fiecare pas, ai un subiect. Iar dacă ești atent, ocolești subiectele și recunosc că iubirea și lăcomia mea pentru subiectul fotografic nu-mi permit să trec de proximitate ca să ajung la depărtări. Mă bucur că o fac alții, fie cu drona, fie cu călătoriile. Astfel am foarte mulți prieteni cunoscuți sau necunoscuți care mi-aduc vești dinspre imagistica și imaginarul de pe Everest
sau din deșertul Atacama, sau din Etiopia, sau dintr-un cartier al Clujului la care eu nu ajung, că mă împiedic în străzile pe care am pornit spre acel cartier. Dorel, dacă iei definițiile, câte sunt nu multe, a arealului, într-adevăr ne întâlnim cu ideea, cu două idei, teritoriu și suprafață. Și teritoriul îți oferă, ce spuneai, subiecte infinite, începând de la o floare, o gâză, o rază de soare, un curcubeu care apare după o ploaie. De câte ori se oprește în actul artistic? Pentru că spuneam eu la un moment dat, toată munca asta cere și un ochi educat. Și ochiul educat al tău, Dorele, observă, vede, notează și reține. Dar în același timp, cel mai important, reține fotografic. Memoria ochiului fotografic contează. Da, și este deodată o binecuvântare și o damnare, o fericire și un blestem. Adică, cum ți-am zis, n-ajung să mergi prea departe dacă încep să fotografiez cu aparatul sau fără. Nu e un truism, spun de fiecare dată că 99% din fotografiile făcute zilnic sunt făcute fără aparatul. Și privind, de exemplu, cum te privesc acum, cum ești împărțit ca și portret și cu mâinile puse, cu brațele puse unele peste altul, deci în zonă de dualitate cu cele două lentile de ochelari, în stânga ai în spate cascada de la Vâlul Mirese și în dreapta ai acea memorie a carului care nu mai folosește la nimic într-o lume a spațiului. Iată o fotografie pe care poate cu greu aș face-o, ca să împlinească sentimentul pe care îl am făcând nefotografia. Și desigur că aceasta se întâmplă cu toată lumea de multe ori, într-o întrebare care mi-ai spus-o înainte, aș aduce ca și completare când fotografiez, de cele mai multe ori nu vezi ce fotografiez, fiindcă odată în zona de agregare a imaginii în mental și în biologic, evidențele de real se împlinesc cu totul altfel. Mai generos sau mai sărac, proiecția pe care o faci după aceea asupra realului superă de această subiectivitate, de a nu vei găsi aceeași mărturie despre ce văd trei persoane care se uită la același lucru, iar aparatul nu știe, nu te știe atât de mult, este un prieten mai modestuț, cum ar veni, el trebuie să facă ce este pus să facă și atunci urmează abia când intri în descărcarea imaginilor electorale a lor și în trecerea prin laboratorul de prelucrare pentru a fi după aia prezentate, atunci redescoperi cu nouă uimire o revărsare de detalii la care n-ai avut acces când ai fotografiat. În relație cu ce ai spus acum și ușor adineauri, am vorbit despre aparatul de fotografiat. Ai adus în discuție drona. Hai să ne oprim asupra dronei. Desigur, este utilă. Da. Dar regăsim în fotografiile, în imaginile surprinse de dronă, regăsim sufletul artistului? Sau este doar ceva mecanic făcut, util, repet, extraordinar de binevenit, dar parcă lipsește ceva. Depinde de parteneriatul dintre instrumentarul tehnic, respectiv drona, și fotograful, artistul, videograful, fiindcă, uite, față de... Nu vorbesc de prelucrări în laborator, ale fotografiilor făcute cu drona. Îi spune înainte să-ți arunci privirea. E, iată, drona te ajută să-ți arunci privirea și de foarte multe ori, mergând mai ales cu trenul, aveam un punct de vedere ușor mai înalt și regretam că, de exemplu, când mă duc la fotografia, nu pot duce cu mine o scară pe care să mor să fotografiez mai de sus, încă nu era drona, iar Jan Arthus Bertrand, un fotograf celebru, a fotografiat planeta văzută de sus, deci privită topologic. Cam apare. Înainte de dronă, m-am mai spus și în alte interviuri sau în alte comunicări informale, balon, deltaplan, elicopter, avion și tot ce mai îi oferea ocazia să zboare. Dronă, prima dată am văzut stând să mă odihnesc în centrul, în downtown-ul Băii Mari, un personaj, îmi scapă numele, dar un grafician celebru, între altele, a venit cu un fel de lighean de plastic și cu un trepied după el,
cum nu văd bine, mi-am pus teleobiectivul, era lângă mine și am văzut că scoate din lighean ceva, montează pe trepied, nu era aparat, și scoate ceea ce știam deja că există o dronă. Am și văzut, avea un aparat de fotografie Panasonic, îi dă drumul și din scula de pe trepied se dirigează, merge sus, coboară, strânge și pleacă. A fost revelația mea că în sfârșit... Prima experiență. Da, are acces la experiența de a se înălța când și cum vrea. Iar într-o discuție cu Gheorghe Popa, cel care fotografiază la geam în zona de steril, am aflat o chestie formidabilă, fiindcă și eu aș folosi drona, nu neapărat să mă înalț, dar ca să-mi trimit privirea unde poate nu am eu acces, cu pașii cum ar veni, și el, e vorba de mlaștină efectivă, și de cele mai multe ori el nu-și înalță drona, ci și-o coboară, fiindcă stă pe un vârf de deal și trimite drona să coboare și să fotografeze. Pentru el. Da. Deci e un instrument fantastic, cum telefonul mobil este altceva, este un instrument decât fantastic. Decât un telefon... Cum tableta aici. Era, dar care s-a ieșit puțin din joc și era formidabil să vezi gestul, fiindcă tableta are totuși o suprafață, să-l vezi pe om că ține cu două mâini și fotografiază și chipul și bucuria că o poate face. Și mai există, fiindcă poți fotografia cumva static și local, de fapt cu scannerul, poți fotografia în stilul în care se făceau fotogramele vechi, prin punerea pe o suprafață fotosensibilă a unor obiecte opace sau semitransparente, lumină și se lăsau umbrele. Ei, cu scannerul poți face acest lucru, pui pe sticla de la scanner niște obiecte, închizi și dai drumul și dacă mai ai și cum Silvana... o studentă foarte talentată și frumos gânditoare a și făcut, ea mai și mișca cumva obiectele aflate pe scenă și crea exact senzația pe care o creez eu în atelierul digital. Iluzia optică. Da, totul, da, sugestia. Sugestia împlinită prin iluzie, prin propunerea de iluzie. De aceea eu zic că instrumentarul, cu toate că există păreri foarte drastice vis-a-vis de limitele unui instrumentar mecanic sau electronic, care are niște algoritmi impuși de fabricant, de proiectant, de creator, dar depinde de tine cum intri în parteneriat cu ele. Deci poți să te lași confiscat de limitele lui sau să trăiești și să performezi cu și peste aceste limite. Am vorbit noi despre perfecționări în mers, din mers. Doamne și domnilor, Dorel Găină face parte din acea categorie a artiștilor plastici cărora li se poate aplica sintagma ut pictura poesis. Am vorbit despre ochiul educat, Dorel Găină. De unde a plecat și de unde interesul, de unde scrisul, de unde poezia? Merg foarte bine împreună, am fost la multe personale de ale domniei tale, am asistat la această coeziune, această uniune a artisticului cu poezia, o împlinire reciprocă. De unde acest reflex? Un răspuns abrupt și aproape nesimțit prin sinceritatea lui ar fi că habar n-am. E bine. Așa. Deci începutul e bun. Trecând de această nesimțire și impertinență adolescentină, voi spune că nu că habar n-am, nu știu, în sensul că, iată, cuvintele pe care le iubesc foarte mult și mi-e frică să nu le trădesc de foarte multe ori, adică cuvintele sunt o responsabilitate enormă care s-a pierdut ca și evidență față de primele cuvinte în orice societate primitivă în care un cuvânt avea o greutate fantastică. Acum sunt multe, ne putem... Dar nu avea atâtea sensuri, nu avea atâtea definiții. E adevărat. În același timp, iată că starea de emoție pe care o văd întâlnindu-vă cu ceva, deci pe lângă vizual, pe lângă sonor, pe lângă tactil, pe lângă miros, desigur vine și cu această filtrare pe care eu o proclam cu foarte multă melancolie, nostalgie și tristețe,
ca antidot și antinomic față de acea zicere că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Nu. Un cuvânt face cât 1000 de imagini. Fiindcă orice șoc tactil, kinestezic, vizual, sonor al nostru, după ce trece prin această inefabilitate a exploziei de timp de clipă, de instantaneu, o traducem și o evaluăm și ne o recuperăm ca arhivă și ca memorie prin cuvinte, prin cuvânt, prin propoziții și prin fraze. În acest caz putem împlini arealul lui Dorel Găină, făcând șoc al de invitație, cu câteva versuri? Da. E o provocare. Spunându-ți că, de fapt, și pe afiș vezi că am spus că e vorba de imagini și versuri, versuri care le-am împlinit pe dublarea lucrărilor expuse și pe care, după ce terminăm această tacla frumoasă de, cum îi spun eu, de magică cafea, indiferent că bem sau nu cafea, și de fum de țigare sau de pipă, indiferent că fumăm sau nu pipă sau țigară, sau fumători, dar intră în magia unei povești de amiciție și de intensă prietenie. Mă voi așeza la masă și voi scrie cele, am scris până acum 15, în două nopți, în care am fost ocupat și cu multe alte lucruri, și voi scrie celelalte 55 din însoțirile cu șapte și versuri propuse a se întâmpla vis-a-vis de aceste imagini. Atâta doar aș mai adăuga, nu mă consider poet și din smerenie și din responsabilitate, dar mă consider îmbătat, hipnotizat și vrăjit de cuvinte și de felul în care șoaptele pot fi puse, mai ales în versuri, chiar dacă de multe ori mai păcătuiesc și n-am merge spre o schiță, o novelă sau un fel de roman scurt. Am vorbit despre Sartre, am vorbit despre Leonardo da Vinci, despre alți artiști fotografi, am vorbit și am amintit Ut pictura poesis. Dacă ar fi să aplici muzical o partitură a realului tău de astăzi, spre ce compozitor te-ai îndreptat? Eu m-am gândit adineaur, ascultându-te, la celebra șasea lui Beethoven, partea întâi, sau chiar partea patra, pastorală. În ce zonă ai fi tu? Neștiind spre ce vei conduce întrebarea, eu vreau să-ți propun, ca tu să-mi propui spre ce să îndrept, fiindcă sunt iubitor de sonoritate, de sunet, de muzică, de declinare, de zgomot și de orice fel de creație muzicală. De asta am și întrebat, pentru că acest areal are nevoie de încă o împlinire și împlinirea este sonoră. Și împlinirea sonoră... Sau lăsa că după un tomb ar fi fantastic, iarăși. Îți propun să ne închipuim cum ar arăta foarte multe din filmele pe care le îndrăgim, din poveștile prezentate sub formă de cinematografie, în care însoțirea muzicală și cea sonoră ar lipsi. Și asta este adevărat. Ar lipsi, da. Acele westernuri însoțite de muzicalul Morricone sau celebrul Naya Zamfir pentru foarte multă filmografie franceză și multe, multe altele. Dar de ce te provocam pe tine? Fiindcă eu sunt un fel de rebel, impostor, un fel de figură necalificată în gestionarea muzicii. Îmi place foarte mult, dar nu am zona aceasta, iată, de calificată însoțirea muzicii cu cunoașterea pe care o ai tu. Și de-aia te-am rugat să îmi propui tu și o să te rog să propui din nou, fiindcă poate cei care vor vedea această prezentare, sau poate îl convingem pe Sergiu, să pună această coloană sonoră pe care te-o propui, deci... însă după aceea aș îndrăzni să mai spun câteva cuvinte despre legătura dintre muzică și imagine vizuală. Pentru liniștea, calmul, respirația pe care le oferă verdele, ca și culoare dominantă, propun două, pastorala, Sinfonia a VI-a de Beethoven, pastorala, respectiv Sărbătoarea Primăverii a lui Stravinsky. Sunt fantastice. Să rămân, da. Te ascult wow, în... Iartă-mă, deci mi-a provocat o emoție care se lasă și cu evidențe fizice, cu părul ridicat pe braț. Te ascult relația
Una din bănuierile mele vis-a-vis de înțelegerea unei propuneri de reprezentare prin vizualitate, care oricât de promimetică sau cu tentativă de strictă reprezentare a evidențelor de real, este de fapt o treabă de abstracțiune. Fiindcă este luarea unor informații printr-o înregistrare mecanică din evidențele de real și transpunerea pe un suport chimic, fizic sau electronic, și care este compus prin descompunere de structuri ale abstractului, ale geometriilor, de fapt, ca să nu vorbesc. Ei bine, toate aceste reprezentări vizuale, părerea mea, cărora le și spun că, dacă ar fi să numesc pe scurt ce înseamnă fotografia, spune că sunt caligrafii vizuale pe portative, asemenea portativelor de note din partiturile muzicale. Este legată de o stare de anima, de respirație la întâlnirea cu publicul și este legată de dependența noastră de acel univers al sonorului, de muzica sferelor, cu care ne întâlnim din momentul în care începem să existăm ca păt, ca bebeluș încă nenăscut, într-o stare de întrupare de interior, cea maternă, dar cu acces la tot ce înseamnă vibrații și respectiv sonor a universului mic, proxim și a celui depărtat. Și în momentul în care aceste pattern-uri la care noi avem ocazia să trăim înainte de a exista, adică nu, înainte de a trăi, să existăm înainte de a trăi, ne face că atunci când regăsim ca sentiment, ca emoție, fie într-o literatură, fie într-o întâlnire, fie într-o pictură, fie într-o fotografie, o raportare de asemenea, oricât de depărtată, la această muzică a sferelor, atunci înțelegem, simțim și ne bucurăm. Ai zis muzica sferelor și merg mai departe. E fantastică discuția pentru că deschide încă o fereastră. Și acea fereastră este spre Handel, focuri de artificii, muzica apelor, fantastic. Da. Te ascult. Aș mai spune că în apărarea acestei incursiuni interrogative, dacă este așa sau nu este așa, eu cred că este așa, dar foarte greu pot explica, n-am elocința raportării calificate a ta la tot ce înseamnă informație academică de-a dreptul, este faptul că o seamă de gânditori din perioada medievală au încercat să transpună zona de secvențe de construct muzical în ceea ce se cheamă compoziție vizuală din pictură sau din desen. Cu o moștenire fantastică pentru ce a urmat după aia, chiar dacă realizările lor atunci și pe moment și aplicat ne par acum artificiale, dar le-am moștenit, le-am dezvoltat. Și așa apare un impresionism. Pe noi cade greutatea de a le duce mai departe, exact, perfecționându-le exact, din mers. Exact. Doamnelor și domnilor, nu îmi rămâne decât personal și în numele lui Dorel să vă invităm în acest areal, un spațiu extraordinar, un spațiu autentic. Veți avea și muzică, aveți și poezie. Invitația personală și invitația lui Dorel, ambele invitații sunt făcute. Bucurați-vă de arealul oferit cu atâta generozitate. Mulțumesc pentru atenție, o zi bună mai departe. Dorele? Îți mulțumesc și eu pentru felul în care ai lustruit și ai limpezit oglinda de areal. Și mă bucur că ne-am întâlnit din nou la așa sau oară în acest an pandemic. Exact. În care năvala de evenimente parcă este deodată și recuperatoare, dar și poate... Și vindecătoare în acel. Și vindecătoare, terapeutică. Vezi că aș face diferența între ce spui tu, care e o simțire de magică, înțelegere, vindecătoare, și terapia, care e un termen tehnic. Am înțeles. Este un areal pentru suflet. Să rămână. Mulțumesc, Dorel Găină. Doamnelor și domnilor, la revedere. La revedere, mulțumim.